această iarnă, economisirea energiei este imperativă. Pentru a nu tremura de frig, oamenii trebuie să se îmbrace mai gros și în spațiile interioare. Atractive sunt noile geci cu puf în toate variațiunile. Pentru a nu ne fi frig în această iarnă, există multe geci din puf, pe alese. Există de mai multă vreme, dar acum sunt cu adevărat la modă, au altă structură, sunt croite diferit. Și puloverele tricotate sunt în această iarnă o armă împotriva încăperilor reci. Colorate sau în dungi, așa cum poartă aici prințesa Alexandra de Hanovra. Actual este în această iarnă și look-ul pe straturi. Dacă reducem căldura, vrem totuși să nu ne fie rece. Și asta reușim cel mai bine dacă ne punem mai multe straturi de haine. Aici avem o helancă, peste ea o vestă matlasată fără mâneci, un șal și dacă cuiva este cu adevărat frig, poate să-și pună și mănuși fără degete. Cu ele se poate lucra de minune la tastatura unui computer. Helăncile sunt la mare căutare. Președintele Franței Emmanuel Macron a dat un exemplu arătând ce se poartă în această iarnă sub sacou. Drept urmare, marca de lux franceză specializată în cașmir, Eric Bompard, a demarat o campanie sub sloganul Helancă în locul cravatei și pare să funcționeze. La pulovere, marca a înregistrat o creștere a vânzărilor cu 50% comparativ cu anul trecut. Maria Grația Curie, designer Dior, a găsit altă metodă pentru a face față frigului. Împreună cu firma italienească D-Air Lab, a creat piese de îmbrăcăminte care pot regla temperatura corpului. A crea haine care nu sunt doar frumoase, ci au și o funcție pentru corp. Ideea a fost să explorăm acest teritoriu complet necunoscut nouă. Cred că va fi noua modă a viitorului. Deci moda se mai poate reinventa și cu astfel de mănuși vom trece cu bine peste iarnă și în încăperi mai puțin încălzite.